Iată, ne întorși după 3-4 săptămâni de pauză. Așa cum bine vedeți, am lucrat în spate, avem un decor nou, avem un format nou, stăm cu căști acum, ne-am cumpărat și căști, am investit și în treaba asta. Am cumpărat căști ieftine. Dar important e că aparent diferit, cel puțin nu se mai văd urechile mari pe care le avem unii dintre noi. Dar am revenit în forță cu invitați de marcă, așa cum bine vedeți, aici familia Pascal, Dana, Otto și Marian, invitatul nostru. Adevărul cu ultimele 7 emisiuni, cred că nu mai fost. Marian deja începe să fie invitat prin toate părțile, invitat pe la biserică, invitat la departamentul de tineret, invitat la slujbele care trebuia să le facă, el săracu-i tot invitat. Într-o zi o să ne prezinte cerul, trebuie mai zică, acest invitatul meu special, să dea Dumnezeu că ți-ar place. Bun, așa cum a zis, invitații noștri, Dana, Otto, bine, puteți să spuneți, să vă prezentați și voi puțin, că probabil că majoritatea oamenilor vă cunosc pe voi, dar totuși pentru cei care nu vă cunosc, prezentați-vă puțin. Dana, că ai început tu să saluți, dă-i drum. Bună, mulțumim pentru invitație. Ce să spun, câteva aspecte legate de familia în care am crescut. Sunt dintr-o familie de 11 frați. Am crescut în mediul creștin, părinții mei sunt pentecostali, m-am născut în orașul Timișoara, iar în prezent... Locuiești în Spania pentru câteva zile, până te întorci înapoi în Timișoara la copiii tăi. Da, abia așteptam în seara asta, o să zburăm spre Timișoara, ne este dor de copii. Suntem căsătoriți de 10 ani, avem 4 copii minunați și stai. Ne simțim binecuvântați. Oprește puțin. Apropo, am uitat acum, când ai zis de cei 10 ani, săptămâna asta ați făcut One Man Show, ați făcut 10 ani de căsătorie. Noi, eu n-am fost acolo. Am sărbătorit aici. Am venit a doua zi. La malul mării, frumos. La 3 grade. Dacă aveam și vreme mai călduroasă, era și mai bine. Da. Las că a venit exact la momentul plecării, un fel de... Duceți-vă. Știi? Da. Adică când ați venit vă primiți Spania cu frig, exact. Cu gheț, cu ploaie. Și când au zis, da, pleacă ăștia, hai să dăm un pic de soare, știi? Da. Otto, tu despre tine. Că ne primește România bine. Da, tu despre tine. Ne simțim cel mai bine. Da, păi eu sunt soțul Danei. Fac parte dintr-o familie numeroasă, 16 frați, m-am depășit. Da. Tot așa provin dintr-o familie credincioasă, pentecostală și am crescut oarecum într-o biserică mare, cea mai mare biserică din România, Biserica Elim. Am fost integrat într-un cor acolo și așa a început toată aventura mea cu muzica, să zic. O să ajungem și la alea. Momentan vreau să te prezint ca să te cunosc cu oamenii. Marian, prezintă și tu. Nu te cunosc cu oamenii, cum ai lipsit în ultima vreme. Apropo, bă, că ți-i rușine sau ești rosul ăsta? Am lucrat pe acoperiș, am zis că asta o să-ți răspund. Ți-aduce aminte când m-am prezentat, mă uită, câteodată mi-aduc aminte și mă uit și eram tot transpirat, eram... Prima emisiune. Exact, cred că sunt așa cum aș fi după vreo 8 emisiuni, n-am mai filmat și deja mă iau și pe mine emoțiile. Oricum mă bucur să fiu cu ei împreună. Ei acum au fost un turneu în Spania, un mini turneu, nu știu cum să zic, 10 zile, 9, tot cât a stat. Da, mă bucuram foarte mult să mă iei măcar o zi cu tine la acoperiș. Mă tot chinui să mă plătești. Nu, că nu mai avea bani de plătit oamenii. Făceam două lucruri odată. Acum, de asta a mers el, că nu avea bani oamenii de oameni. Oamenii o să înțeleagă. Eu nu fac de lucru, să știi. O să înțeleagă ironia. Auzi, știi ce mă gândeam? O să vorbim despre multe lucruri. Am vrut să vă întreb, voi ați fost în foarte multe țări în Europa, chiar și în America. Cum vedeți voi, sau dacă în diaspora e la fel, bisericile sunt la fel ca și în România, sau e o diferență destul de mare în funcție de țara unde ajungeți voi? Nu neapărat vedem o diferență, avem aceeași primire caldă. Pot să spun că în diaspora oamenii sunt mai primitori, probabil și din cauza că românașii și cântăreții de prin România ajung mai rar și întotdeauna am avut o primire foarte călduroasă și am simțit dragostea pe care o au frații față de noi. Pot să spun că cred că au un dor după casă, după ceea ce se petrece acolo,
fiind departe de România, se vede acest dor în inima lor. Acum, făcând o comparație între ce simți acasă și ce simți în străinătate, că cred că despre asta era vorba, dar unde te simți tu mai bine, acasă sau în străinătate? Nu, eu mă gândeam, diferențe, dacă sunt diferențe majore, că, de exemplu, până la urmă și cultura dintr-o altă țară poate influența chiar și forma de închinare, chiar a unei biserici de organizare și de multe altele. Zic sincer, chiar acum ieri am fost la Castelion, o biserică foarte mare, sincer m-am simțit ca și acasă. Mulți români, mulți prieteni, mulți timișoreni acolo și nu am simțit că sunt undeva în străinătate. Deci m-am simțit chiar ca și acasă. Sunt foarte, foarte mulți români aici. Am lăsat pauza asta ca să vezi cum arată fără intervenția noastră. Dana, tu ce zici? Că tot mergi în spatele lui acum, partea între ghilimele negativă e că aveți și copilul ăsta micu care, măcar pe lângă partea că e o drăgălașă și că ai văzut cum face, când începe să cântați, face, bate așa din cap. Îi place doar muzica. Se închină. Îi place doar muzica voastră. Da. Nu, îi place muzica în general. Cel mai bine doarme pe muzică și probabil din burtică o simțit. Are nu zic greu cu... Voi tot ați avut copii mici. De în culise acum, știi, nu? Da, da. Doarme. Voi tot ați avut copii mici în slujire. Cum v-a fost? Că cei mai mulți oameni nu văd treaba asta din spate, adică nu văd munca pe care, știi, aia, bă, să nu plângă copilul, bă, să nu, nu? E un sacrificiu, dar să știi că Dumnezeu ne-a dat copiii destul de cuminți, cel puțin în prima parte. Eu i-am alăptat pe toți și atunci am fost legată de ei. I-am luat cu noi pe cei mai micuți tot timpul, pe ultimul l-am luat cu noi. Dar... ne simțim mai bine avându-l cu noi, ne simțim mai liniștiți. Dorul de casă se mai ameliorează acum puțin. Când ne întoarcem acasă, tatăl meu să fie cu siguranță fericit. Deci Giulia nu prea stătea la el, la maică mea, doar la mine și la Dana. Însă acum cum a fost pe la biserici, tot trebuie să o lăsăm la cineva în brațe, la câte o dădacă și să o... La predicator. Și la predicator am lăsat-o, exact. Ce a zis la predicator? Dacă nu o convingi pe ea, nici pe aștept nu-i convingi. Da, exact. Ai câștigat-o. De tine s-a lipit bine deja. Acum s-a obișnuit și cu persoane străine, așa că tatăl meu o să fie super fericit când o să ia în brațe și nu o să mai se tragă de la ei. Este mai sociabilă decât când am ajuns aici. Dar nu v-ați temut sau cum porniți la drum 10 zile să mergeți cu un copil așa mic? Nu vă pune și voi întrebare, că până la urmă dormiți, știi cum azi, vorba lui un prieten de-a nostru, lui Adi Muhanu, zic că în fiecare zi am un prieten nou. Astăzi sunteți în Madrid, mâine în Zaragoza, duminică, după două zile poate în Barcelona, Castellón, chiar pe unde ați fost și nu vă gândiți de două ori, zici, mă, plecăm de acasă, avem un copil de un an, cine știe pe unde o să fim cazați. Nu, că am plecat de acasă știind că o să stăm pe mâini bune. Exact. Da, dar nu vii greu așa, sau nu v-ați gândit. Mulțumesc. Acum, și noi. Eu am trei, împreună cu Reli avem trei copii și acum sunt mai mărișeri, mai mari așa ei, dar foarte greu. Noi nu de multe ori am putut merge împreună la drum, îți dai seama, până la urmă sunt 10 zile. Da, să știi că chiar îi spuneam la Dana, nu știu cum o să facem cu Giulia, o să avem multe programe, la cine o lăsăm, deja Dana spune, vezi că o să cânt singur, eu să stau cu ea, nu cânt singur, eu cânt cu tine, găsim o soluție, dar probabil Dumnezeu ne-a surprins și așa o liniștită fată am avut de... Da, și în plus chiar rămas surprins. Vreau să completez că intram în biserică, nici nu pășeam bine și venea o soră, pot să vă ajut cu ceva, pot să stau cu fetița, deci niciodată nu a trebuit să apelez la cineva, a venit persoana respectivă și ne-o... Cunosc un predicator la care ați apelat. Da. Ai fost cel mai la îndemână și da. Am zis că Giulia deja e familiarizată. Da. Noi am profitat de faptul că n-ai fost la Anvon și ai fost lângă noi și atunci... Da, exact. Am stat special pentru aia. Vă știați că Giulia e prietena. Giulia e prietena mea. Da. Chiar le-am zis acum și la Narci când am fost, le-am zis Giulia cu voi, Giulia la el acasă și m-am dus în fața mea cu pe autostradă, era unul care mă enerva, știi cu ce? Cu un Alfa Romeo, Giulia. Am zis, bă, Giulia în toate locurile. La nunta eu să te chemăm să predici. Ai fost la binecuvântare? Cine știe, poate să ajungi și la nunta. Dă-i, Doamne, putere. Slujba completă, așa o faci. Da.
Acum, în privința slujirii, în mod sigur, sunt o grămadă de situații pe care le întâmpinați pe drum. Nu știu dacă voi sunteți deschis să ne, eu știu, să ne povestiți o întâmplare mai ciudată din zona asta a slujirii în familie. Nu știu dacă e hazlie, nu știu dacă o întâmplare mai ciudată, o întâmplare în care v-ați simțit fiest, știu, ați zâmbit, ați râs de cele ce întâmplate, nu în parcursul de acum, nu vorbim de mersul în Spania, vorbim așa, în general, ați avut situații de asemenea hazlie. Da, nu știu, aș avea vorba asta, cele rele să se spele și cele bune să se adune. Da. Parcă aș vrea mai mult să vorbesc de cele bune, ce ni s-a întâmplat bine în lucrare. Și eu cred că până acum am avut niște experiențe extraordinare cu Dumnezeu și cu frații. Okay. De atunci o să vorbim despre alea bune. Nu vă săturați că toată ziua mergeți și schimbați predicatorii, spre exemplu. Mergeți toată ziua, aveți evenimente, fie cu unul, fie cu altul. O întrebare, nu? La un moment dat, nu ajungeți la saturație, adică fiind des, la anunț, la binecuvântări, la botezuri, la aia, la aia. Sau chiar la programe, dar prin 10 programe într-o săptămână, nu știu cum, da, cum ajungi să-ți fie actul de biserică. Adică, acum, de obicei, acum, evenimentele mari, îți chemați, să zicem, predicatori cu renume. Nu? Adică, când zic predicatori cu renume, ca să fie înțeles bine, predicatori care au ceva de zis, predicatori care sunt oamenii lui Dumnezeu, aici nu vorbim în contextul negativ, da? Predicatori buni, care, domnule, la urma lor te poți învăța cu predicarea la un nivel foarte înalt. Și inclusiv la nivelul ăsta, poți la un moment dat să zici, m-am săturat, frate, știi? Adică, întrebare, nu devine la un moment dat rutinară toată povestea asta cu slujirea în compania oamenilor mari, că și când te ajungi acasă auzi tot oameni mari, știi cum zic? La mine personal nu, e ca și când m-ai întreba, cu alte cuvinte, te-ai săturat de pâine. Niciodată nu o să mă sătur de pâine. Așa că, nu știu, de fiecare dată mă bucur și chiar acum ne-am întâlnit și cu fratele Gabi Zăgrean, ne-am bucurat. De multe ori ni se mai gulește sacul ăsta sufletesc și mai trebuie încărcat. Și chiar ne-am bucurat să avem această ocazie să mai ascultăm și pe Gabi și pe tine și pe alții. Mai aveți emoții așa la cântare? Eu am emoții, dar constructive, dar n-are emoții. Da, eu pot să zic că încă nu am scăpat 100% de tracu legat de emoțiile față de public, pentru că mi se pare o responsabilitate mare. În primul rând că slujesc în fața lui Dumnezeu și în fața unei mulțimi, dar... Mă rog să mă ajute Dumnezeu să scap. Ea când mă aude că eu urc așa mai tare, ea se sperie lângă mine. Mai aveți, de ultima perioadă am cântat mai domol. Mai aveți momente când, spre exemplu, tu mai ai intervenții, spre exemplu, înainte de cântare, da, mai aveți intervenții, nu neapărat, da, cântate, intervenții vorbite, când mai povestești o mărturie și așa. N-a devenit asta, spre exemplu, o rutină, mai aveți emoția aia. Te mai minunezi încă de felul în care a lucrat Dumnezeu, pentru că deseori oamenii sunt tentați să spună minunea sau întâmplarea sau evenimentul din viață sau implicarea lui Dumnezeu din viața lui să-l spună pentru altul. Adică menirea e ca cel din fața ta să audă cum a lucrat Dumnezeu. Vă mai sensibilizează minunea pe care a făcut-o Dumnezeu sau în urma atâtor repetiții ziceți, na, păi mai zicem că poate cuiva folosește. Da, asta ține, cred că, și de starea noastră. Probabil când sunt mai obosit, probabil le zic așa mai din rutină, dar îndeosebi, eu fiind o persoană destul de emotivă, îmi place întotdeauna și când cânt, să intru în cântarea aceea, în versurile acelea, de multe ori am trăit acele versuri, și când vorbesc despre un lucru anume, îmi place să mă duc exact acolo, la sursă, știi? Nu le zic doar așa de pe buze, știi? Deci nu, cred că cuvintele care le spun au însemnătate și atunci când le spun în acel moment. Și Daniela. Au acea valoare din trecut, știi? Slavă Lui. Da, și eu cred că au impact toate mărturiile și introducerile care poate le face la anumite cântări, pentru că nu cred că a fost program ca măcar o persoană să nu vină și să spună
cântarea respectivă a fost pentru mine, mărturia ta a fost pentru mine sau chiar toate cântările în seara asta au fost pentru mine. Chiar am avut câteva persoane care au venit în mini-turneul acesta și au zis toate cântările din această seară au fost pentru mine și ne-am simțit încurajat. Te încurajați foarte plăcut, mult. Mi-a plăcut o chestie faină ce ziceai la Castellón săptămâna asta, că vi se cere des o cântare. Cântarea da. Barnaba. Da. Da. De fapt era chiar, Baraba. Era să le cer eu. Mă, cântor fost la noi, că la noi ar fost sâmbăt. Da, cântarea era Baraba și au primit un bilet și spus vreau să cânte fratele cântarea Barnaba. Da, nu m-am gândit la asta, dar cântarea lui chiar a lor îmi place foarte mult. Nu-i compoziția lor. Da, cântări, da, scrisă de, cred că de Traian, Socosa Crianid. Și muzica este de Nicolae Moldoveanu. Dar voi de când v-ați căsătorit cântați împreună? Acum eu nu știu, nu v-am urmărit sau nu știu exact de la început. Voi exact cum după că v-ați căsătorit ați început să mergeți împreună sau că inițial tu tot cântai? Da, cântai eu cântam mai dinainte. Începuturile mele în muzică au fost în corul bisericii unde a crescut. Știu că ne-a luat mămica de mână, aveam 16 ani, nu, în corul mare. Și eu când vedeam corul mare, îl vedeam așa ca pe niște îngeri, cântau acolo, mamă, zic, nu o să ajung eu niciodată în cor. Și ne-a luat de mână într-o zi și ne-a dus la repetiții. Și așa cu sfială, la tenor acolo, am început să învățăm și notele și să ne dăm drumul la voce. Și mi-amintesc că ceva m-a impulsionat pe mine foarte mult, ca să merg acasă și să repet și să cânt și să cânt și să devin tot mai bun în ceea ce fac și îmi plăcea foarte mult să cânt. Am intrat într-un grup la un moment dat și am fost pus să cânt un solo. Și liderul de prima respectivă a șoptit celui de lângă el, asta niciodată nu o să ajungă solist, noi, praf. Să știi că un pic m-a afectat. Pe unii afectează treaba asta. Deci tu l-ai auzit direct când o zis sau, da, sau tot zis celălalt? O șoptit cam tare. Deci pe mulți afectează treaba asta și se lasă, știi? Zici, no, nu mai are rost, știi? Dar eu nu m-am lăsat. A fost o replică care pe mine m-a ajutat, știi? M-a impulsionat și m-a dus acasă și am zis, na, lasă că mă pun acum și eu vreau să-i demonstrez că nu e așa. Și cântam și făceam tot felul de cantă, vocalize și așa mai departe. Și încet, încet, na, mi s-a reglat vocea și am ajuns să cânt și solo la cor. Dar ai avut vreo persoană, mai nu știu, înainte, mai erau cântăreți, dar nu știu dacă toți cântau la acordeon. Acum tu ai o vârstă, ești de vârsta noastră aproximativ, acum nu știu, cu 20 de ani sau 30 de ani, să zicem, când eram copil. Fără să-ți dai seama, intri pe terenul lui, da. Tu habarul nu vorbi cu el, las. Dar o spună. Da? Dacă ai avut pe cineva care să-ți fi plăcut înainte să încep tu în muzică, să zici, bă, îmi place de asta cum cântă. Da, e foarte bună întrebarea. Chiar vreau să ajung aici și o să zic o poveste. Vrei, înseamnă călăuzire tare. Asta e diferența. Da, o să zic o poveste foarte interesantă. Pe vremea, când eram eu așa mai la 16 ani, adolescent, era grupul Speranța. Și veneau adeseori pe la Elim, pe la biserica noastră în Timișoara și cântau așa, îmi plăceau extraordinar. Cuvintele, mesajul, vocea lui Marius. Foarte mult mi-a plăcut și maica mea știa clar, deci să iau caseta la auto, că dacă nu se supără, știi, ultimul volum. Da, și strângeam caseta aia la piept, așa pe mașină, ajungeam acasă, toți se puneau la masă, mirosea de numai. Eu de aia sunt așa slab, că eu nu mergeam la masă, știi? Eu mă duceam în cameră. Ar trebui să-mi dai și mie rețeta. Nu mai mergi nici acum. Îți dau CD-ul. Da. Și îți dau CD-ul cu mine. Și mă închideam în cameră, puneam caseta respectivă și o ascultam de vreo 2-3 ori. Și plângeam și mă închineam domnule acolo. Și abia după aia mă duceam la masă. Dar în timp ce stăteam acolo, aveam așa o dorință arzătoare și plângeam și, Doamne, cât de mult m-aș bucura să cânt și eu cu grupul ăsta, să cânt și eu cu grupul Speranța. Aveam dorința asta, nu știu, mi-a apărut așa, s-a înfiripat în inima mea. Și să știi că am observat ceva, dacă îți dorești ceva din toată inima și un lucru bun, Dumnezeu ți-l pune pe tavă, îți împlinește dorința. Chiar dacă nu meritam lucrul ăsta, Dumnezeu mi-a plinit dorința și la un moment dat, când am fost așa mai măricel. După câți ani, cam aproximativ? După vreo 10 ani, am avut ocazia să
cânt cu acest grup, Speranța, și am fost foarte, wow, entuziasmat, știi? Niciodată nu credeam că mi se va întâmpla lucrul ăsta. Am fost sunat de Marcela, soția lui Marius, care este acum la cer, și mi-a spus, uite, am găsit aici niște fițuici de-a lui Marius, niște versuri, și aș vrea să ți le dau, să încerc să pui o linie melodică, să mai le lucrez, să mai așa mai departe. Când am auzit lucrul ăsta, deci nu cred asta, știi? Da, eu am iubit mult omul ăsta pe Marius și am suferit foarte mult când ne-a lăsat atunci și am fost foarte entuziasmat, pentru că stăteam așa cu caietul în mână, în studioul meu, și erau versurile scrise de el și eu trebuia să găsesc o linie melodică. A fost ceva pentru mine, wow, am zis, Doamne, dar chiar până acolo să mergi tu. Eram foarte emoționat, știi? Așa că Dumnezeu, uite, nu știu, ori m-a iubit prea mult, nu știu, eu mă simt de multe ori răsfățat de Dumnezeu și nu merit chestia asta. Vezi, Darius spunea ceva la început. Inițial se vede numai partea asta din față, mergi, cânti, poate să fie, voi mergeți la evenimente unde probabil sunt 1000 de oameni, dar nu văd oamenii sacrificiu sau munca care te face să ajungi să cânti o muzică bună. Eu aș vrea să vorbesc un pic și despre nu știu dacă e cuvântul ăsta cel mai adevărat, dar mai ales la pocăiți când zici de asta, zici că despre muzica profesională, adică cât mai bine pregătit. Nu știu cum vedeți voi treaba asta. Noi punem problema, auzi, dar să nu mai batem asta. Noi zicem așa, să cântă din inimă. Eu cred că inițial e ok, dar după 20 de ani cred că nu e ok, cred eu. Acum nu știu cum vedeți voi treaba asta, cum apoi cântați de atâția ani. Da, bineînțeles că lumea are pretenții, cei care ne ascultă au pretenții, acum mai ales au crescut pretențiile în muzică și încercăm să colaborăm cu profesioniști la partea de instrumental, și eu am muncit destul de mult și pe partea vocală. Știu că pe la 21 de ani, 22 de ani am început să fac și eu canto. Pe vremea aia era destul de greu din punct de vedere material, am făcut câteva ore, dar m-am lăsat, am prins treaba cu aerul, cu respirația, știi, și am zis că las, că mai fur de pe internet câte ceva. Dar am încercat să ajung la un nivel în care să nu deranjez, știi, urechea multora care ne ascultau. Na. Cu cât e mai calitativ, mai ales că noi cântăm ceva sacru, cântăm despre Dumnezeu, și eu consider că ar fi frumos să cântăm cât mai calitativ, știi? Ceva ce deranjeze. Nu înțeleg, și pe mine cel puțin m-a impactat și când mi-ai zis data trecută, ieri de fapt mi-ai zis treaba asta cu Gorcea, m-am și gândit imediat că există cel puțin o categorie de oameni de biserică sau din biserică care spun așa: dom'le, nu mai sunt muzicile astea de acum, ăștia nu mai, ăștia nu se mai roagă, ăștia nu mai au experiențe cu Dumnezeu, ăștia fac, dom'le, muzică așa pe bandă rulantă. Acum nu vreau să scot din context că în mod sigur există și oameni de genul ăsta. Mai eu, să zicem, cunoscându-te pe tine, știu că tu nu ești neapărat genul ăsta. Spune-ne, există experiențe, trăiri, emoții, minuni, întâmplări? Acum, nu știu, poate și tu, Dana, poți să spui, că probabil că ați avut proiectele la care ați lucrat împreună, nu-i așa? Sau care au venit ideile de proiect, au venit în urma unor implicări grozave ale lui Dumnezeu în casa și în familia voastră. Și atunci, explicați-ne unul dintre proiectele pe care le-ați făcut, în care ați decis, tocmai din cauza faptului că Dumnezeu s-a implicat și a zis, vreau să fac asta ca o mulțumire la adresa lui Dumnezeu, că El aici a fost și a făcut. Ni s-a întâmplat cu cântare, dar exact asta vreau să spun. Am trecut printr-o încercare mare cu Desire, cu fetița noastră, și după ce am ieșit biruitori, a avut un virus destul de urât și a rămas pur și simplu fără suflare la spital, când am ajuns cu ea, și ne-am speriat foarte tare. A fost aproape să o pierdem. Dar după ce am trecut de această încercare, cineva, un prieten și o prietenă ne-au rugat să le compunem o cântare. Am zis ok. Și m-am pus și am scris. Și băi, să-și nea din inimă exact ceea ce prin ce am trecut noi, știi?
am făcut cântarea respectivă și ascultându-o, mai uitându-mă, mai corectându-o cu Dana, zic eu nu pot să dau cântarea asta. Eu nu pot să o dau. Mi și Dana spune, dacă simți bine că nu poți să dai, nu o dau, ține și pentru noi. Care la cântarea asta? Nu, lasă că vreau să zic eu ceva dacă își amintește. Da, cântarea respectivă să-i mulțumești Domnului cel Mare. Fredonează dacă ai chef așa, fredonează măcar refrenul. Că o să prinde foarte bine. Păi începe așa, să-i mulțumești Domnului cel Mare și-n bucurii, dar și-n încercare inima ta. Inima ta o va înviora. Super tare, super tare. Domnul se înviorează inima. Când te aud cântând, venea să intru și eu deja să cânt și eu cu tine, știi? Așa? Am senzația ce auzi. Otu, nu, zic, bă, ce ușor e să cânt, știi? Te ascult pe tine, ce ușor e să... Eu deja începeam să las cu, știi cum... Am cântat mai pianul, știi? Să n-ai văd Dana emoții. Otu, mai știi că în urmă cu 3 ani de zile am fost la Zaragoza și îmi povestea atunci o cântare care ai dat-o cuiva și am zis că... Mai știi ce s-am zis atunci? Nu ți-am zis, bă, Otu, dar cum ai văzut să faci prostia asta? O cântare extraordinară care o ai dat foarte frumoasă, nu mi-am amintesc acum. Cred că ai dat-o la... Eroi credințe, cred că nu? Nu. Martirii. Ai grozav și am zis, cum ai putut să dai cântarea asta așa de... Și mi-ai zis atunci, băi, am promis-o și n-aveam ce să fac, trebuia să... Dar așa a fost, am pe cineva cu care colaborez la ghidajele de pian, știi? Și de multe ori fac ghidajele și... Îmi spune, asta nu o da, îmi spune pianista, asta nu o da, știi, mai îmi spune ea. Dar nu poți, că așa le ții toate, știi? Na. Deci cine are nevoie, acum le mai și dau. Da, compuneți amândoi sau, Dana, tu compui sau nu prea? Nu, da? Talentatul, mă mai consult, familie. Mă mai consult cu ea, mai îmi dă sfaturi și așa, dar, na. Știi cum e în general? Poate mici corecturi așa legate de... Da, da, e bine să o filtrezi, știi? Da, întotdeauna soția ta va fi cea mai sinceră cu tine. Deci da. Eu n-am curat să o întreb pe Reli niciodată, bă, cum a fost predicat așa, că deci cum n-ar nimic de bine. Atunci zic, bă, mai bine nu o întreb. Așa e, știi? Aveți discuții pe baza textului cu oamenii? Adică cineva zică, bă, ce cântare și asta, ce text are ăsta la cântarea asta, a făcut și asta, adică... O lucrare, să zicem, o cântare sau o lucrare de-a ta, un proiect de tot la care ai lucrat și să apară, când vrei să-l expui, apare câte unul, bă, ce text e ăsta, că nu-i biblic, e antibiblic. Nu ni s-a întâmplat. Nu, și când Otto nu-i sigur de o expresie, eu se când, consultă eu, cu eu cineva când în măsură. Sigur, da, când nu-i sigur de o expresie sau de un vers, ceva, îmi sună un prieten din Spania. Știi că te-am mai sunat de câteva ori. Îl mai sun, știi, da. E ok, e biblic, e ok cum sună. Da, e bine să te consulți și să, da. Da, oricum, cu mine nu te-ai prea consultat în sensul că toate textele pe care le-ai, despre care am vorbit erau 100% biblice. Bine, mi-ai dat un de verde, dar au rămas în eu am zis să nu cumva să... cineva să se ispitească sau eu știu. Nu, eu știu oameni care compuneau, care compun și aveau probleme la chestiunea asta. Dom'le, pasajul sau versul cu tare mi se pare că e o interpretare forțată sau așa mai departe. Atunci omul primind mai mult de critici în anumită zonă o trebuie neapărat să schimbe asta, exact ca și cântarea aia cu anul 2000. Cum e ducea la cântarea aia? Nu vă mai prinde nici anul 2000. Ați aminte, da. Acum deja gata, o schimbat-o. Nu vă mai prinde anul 3000 acum. Da. Nu știu ce va fi după anul 2000, ceva de genul ăsta. Deci voi n-ați avut... Dar știu că erau... Dar noi nu cred că am avut de face. Erau probleme când nu aminteai nimic de Iisus, știi? Doar la tine, ia-mă, Doamne... Fără a aminti numele lui Iisus sau... Da, sau cel mai des auzim astăzi de la anumiți oameni că versurile sunt prea comerciale sau sunt așa făcute ca pe bandă. Dar eu zic că de fiecare dată versurile care le-am cântat noi, le-am cântat din inimă, ne-au reprezentat. Și... Cum faceți față la critici? La început era mai greu un pic, pentru că na, fiecare persoană, cât ar fi de tare ea, na, când ești lovit din stânga, din dreapta, te slăbesc, adică te dezamăgesc cu oamenii, cum poți să zică asta? Ce tip de bărbat ești când vii acasă criticați, spre exemplu, să presupunem că ai avut o
o întâlnire din asta nefolositoare, să nu zic altcumva, și vii acasă, afectat, nervos. Te vede, Dana. Eu nu prea sunt nervos. Tine, ce cu tine, dragul? Tu nu știi să nerveze. A, deci înseamnă că pe tine nu te afectează deloc. Da. Ai avut parte de critici într-un mod singular, să zicem, adică tu, și apoi a trebuit să dai față cu Dana și a trebuit să maschezi și a dat seama de faptul că ai venit afectat sau ai mascat bine povestea criticilor. Păi, noi, la noi nu e cazul, pentru că ne îmbrăcăm foarte mult împreună. Deci dacă o iau eu pe coajul, ea și automat. E o persoană destul de matură și spiritual și nu se lasă ușor dobărât de criticile care nu sunt constructive, că dacă sunt constructive, le luăm și zicem mulțumim, o să fim mai atenți, mai precauți. Bine, la început mă afectau, ce-i drept. Dar... Da, dar zic că deja ai dobândit o maturitate. Da, și am niște ani în spate și nu mai bag în seamă acum. Că... Eu zic că... Ce se întâmplă? Ai vrut să te lași vreodată din cauza asta? De exemplu, fii atent, mi s-a întâmplat un lucru și putem să povestim pe tema asta puțin. Am filmat un videoclip pentru casa unui prieten, da? Casa era frumoasă, destul de simplistă, nu era nu știu ce. Și ne-am auzit niște critici, vai, că filmați în luxuri și așa mai departe. În fine, mă, dar luxurile nu le vedeam, știi? Da, în fine. Și apoi s-a întâmplat ca niște prieteni de noi să filmeze într-o cameră așa mai sărăcăcioasă. Tot oamenii respectivi, aoleu, zici că ești acolo într-o grotă, zici că e iad acolo, deci nu scapi. Că filmezi într-o casă mai decentă, că filmezi într-o casă mai drăpânată, nu scap de critici. Da. Dar nu, acum nu e bine să le băgăm toate în seamă, sunt și oameni care apreciază ceea ce facem. Ce zic copiii când veniți acasă mult după o săptămână, după două săptămâni, după un turneu, America, niște alte țări, probabil, unde sunteți obligați de situație să stați, gen cum ați avut în perioada asta, acum un, să nu zicem turneu, că am văzut acum că nu se poate spune turneu, probabil că e aceea categorie de oameni aia cu bogatul și cu săracul, știi cum zic? Ați fost acum în slujiri în mai multe locuri, ce zic copiii când veniți după o perioadă de... Se fac că nu ne cunosc. Da. Am pățit asta cu Noa. Pe aeroport mă aștepta Dana. Doar pe Noa atunci. Da, mă aștepta Dana cu Noa și eu am plecat pentru, cred că, o săptămână. Și era el mai micuț atunci, nu știu cât avea, vreo 3 ani? Nu, era un pic mai micuț, din câte mi-amintesc eu, nu, cred că avea 2 ani. Și... Da, și am ajuns și nici nu vrea să se uite la mine. Noa, ce faci? Noa, eu sunt tata. Deci așa o privire spre avioane nu mă se uita. La mine nu vreau să se uite. Așa 5 minute m-o ținut, după aia și-o revenit, știi? Acum ce așteaptă? Ciocolată, chestii? Dar probabil... De fiecare dată le ducem câte o surpriză la fiecare. Dar ne așteaptă. Dorul mare și pentru... Îi simțiți afectați? Depinde de situație. Să știi că nu plecăm foarte des. Da. Nu plecăm foarte des. Adică pe o perioadă mai întinsă. De mers de acasă, plecați destul de des, dar nu pe perioade... Da, pe perioade întinse nu prea plecăm. Da, foarte rar. O dată pe an, dacă poate, de două ori. Dacă mergeți în România și vă întoarceți înapoi, luați cu voi sau nu prea puteți? Nu. Îl luăm pe micuțul, care e cel mai micuț de obicei, pentru că... Și nu tot timpul, depinde de distanță. Dacă suntem mai aproape de casă, încercăm să îi lăsăm pe toți, cu toate că e destul de greu pentru cine stă cu 4 prunci micuți. Dar pe Giulia acum am cam luat-o cu noi, pentru că e legată de mine, fiindcă o alăptez. Și așa procedăm de obicei, cam pe ultimul luăm cu noi până la o vârstă. Oricum și lor le place foarte mult să cânte. Pe cei mari i-am mai luat cu noi la evangelizări, pe Noa și pe Dezire. Nu tot timpul, doar dacă ei își exprimă dorința. Încercăm să nu le impunem noi, nu... Care e ultimul proiect la care ați lucrat împreună? Sau ultimul proiect care ați avut, proiect, bineînțeles, muzical, că doar nu vorbim de alte... La ultimul proiect imprimat pe un CD este cel cu imnuri, cântări mai vechi, ne lipsea din repertoriu. Și mie îmi plac foarte mult cântările vechi. Povestește-ne puțin despre el. Are undeva la 16 piese. Mie îmi place foarte mult Nicolae Moldoveanu.
Și ne principăm aici. Am luat câteva cântări care mi-erau tare dragi și le-am ascultat la biserică la noi unde am crescut. Și am vrut să le pun așa într-o lumină, să le asculte cât mai multă lume și cred că este un proiect destul de reușit. Cine ascultă CD-ul este foarte mulțumit, ne trimit un feedback bun și le mulțumim pe această cale, ne bucurăm aceste cântări ajung la cât mai mulți oameni, la cât mai multe inimi. Probabil cu ăsta ai prins amândouă grupele într-o singură, amândouă grupe de vârste, să zicem, și cei mai tineri și cei mai vârste. Da, să știi, că și tinerii, chiar m-am mirat, mulți tineri au cumpărat aici în Spania CD-ul de imnuri și avem și un CD-ul pentru copii și au preferat CD-ul de imnuri, știi? Mi-am dat seama că, uite, tinerii ascultă și imnuri. Înseamnă că trebuie să vă mai așezați pe partea asta veche, că probabil că atrage. Da. Sunt cântări care ajung la suflet mult mai oricum nu o zic sub un alt context decât contextul ăsta, că se pare că intră foarte bine în inima omului și au niște mesaje, cred că, destul de, nu? De adânci. Da. Da, și dacă le dai o nuanță așa, eu știu, să prindă și la tineri, știi? Un ritm așa mai modern puțin, de ce nu? Le ascultă cu mare drag, știi? La urmă, ce mă interesează pe voi și cred că interesează pe oricine, e ca să ducă, de fapt, mesajul e foarte important, mesajul trebuie să pătrundă și adevărat că e o chestiune pe care probabil că mulți oameni nu o înțeleg, vremurile sau biserica trebuie să se adapteze la vremuri. Asta nu înseamnă adaptarea bisericii la vremuri, nu înseamnă că răstornăm Biblia, că răstălmăcim Scriptura sau așa mai departe, ci cred că ar trebui să vorbim pentru vremurile în care trăim, pe înțelesul oamenilor care trăiesc în vremea asta. Și dacă vorbim de predicare, cred că în aceeași măsură ar trebui să spunem și despre cântare, nu e adevărat. Ar trebui să adaptăm într-o oarecare măsură mesajul Evangheliei la ceea ce se ascultă astăzi. Asta nu înseamnă că intrăm în hard rock și că facem nebunii și ne aruncăm de pe scenă peste cap, da. Cine știe ce facem, da? Ci pur și simplu încercăm să rămânem în cadrul de mijloc, nu? Da. Noi am încercat să cuprindem toate genurile de muzică și chiar următorul proiect al nostru este un proiect My Worship. Am încercat să acoperim oarecum paleta asta de stiluri și să-i prindem pe toți, să asculte cât mai mulți muzica noastră, mesajul pe care avem să-l transmitem și sperăm să ajungă acolo la inimă, să mântuiască oamenii, asta e scopul nostru, să fie benefic, știi? Aveți un stil de care sunteți legați așa sufletește într-o oarecă măsură? Eu am început cu country, îmi place foarte mult muzica country și vocea cred că îmi... Adică vreau să zic ești țăran din America. Da, știi? Să știi că eu am crescut la bunici vacanțele de vară și la coada vacii. Deci am băut lapte de acolo, de la sursă, am îngrijit vacii, am fost la fân, la coasă, la... Da, deci country ar fi, cred că, stilul care mă și reprezintă, dar am mers și pe celelalte stiluri. De exemplu, am făcut această cântare de pe albumul Rugă, Sfânte, Sfânte Dumnezeu, pe un stil mai worship și a prins foarte bine. Foarte bine. Și acea cântare am primit-o într-un vis de noapte, a fost ceva wow și așa am așternut acele versuri pe hârtie. Așa după cum vedeți voi acum astăzi, văzând într-o oarecare măsură greutățile, mersului, venitului, slujirii și așa mai departe, cam câți ani credeți că mai puteți să slujiți? Câți ani de zile credeți că îi veți mai încânta, să zicem așa, pe oamenii care vă ascultă? Că trebuie să recunoaștem că fiecare talent dat de Dumnezeu ar trebui să fie o încântare pentru oamenii care se folosesc de el. Adică Dumnezeu spune în Scriptură că fiecare dar pe care îl dă Dumnezeu e spre folosul altuia. Deci mă gândesc că dacă Dumnezeu v-a dat un dar, oamenii ar trebui să fie încântați de lucrul ăsta. Nu o să zicem sub un alt aspect, dacă s-ar putea cineva să reinterpreteze cuvintele astea. Cam câți ani vă mai vedeți făcând lucrul ăsta? Aici o las pe Dana, că e mai tânără, să mai mi-adauge, să mai mi-adauge și mie ceva. Dă-i putere, Doamne! Nu, și întrebarea asta cred că îi se potrivește mai mult lui Otto și nu, eu încerc să-l ajut, el e principalul, el poate să slujească și fără mine, că de multe ori
Ni se întâmplă, chiar povesteam cu Oto. Eu cânt pe două voci. De multe ori primim și lovituri din partea celui care nu doarme. De fiecare dată când avem poate un eveniment important. Nici Dumnezeu nu doarme. Da, Dumnezeu e de partea noastră și e mai tare decât. Dar ni se întâmplă de multe ori când avem ceva foarte important să se îmbolnăvească copiii, să facă febră, să intervin tot felul de momente mai dificile și mai neplăcute. Nu știu cât o să ne ajute Dumnezeu, vrem să facem treaba asta cât mai bine putem, iar când nu mai putem noi, o să poată copilași. Exact. Poate el. Care vine după noi. Chiar următoarea cătare care o să o facem, o să fie împreună cu familia, să fie o cătare frumoasă și o să cântăm toți, în afară de chiar cei mici, ultimii doi. Și abia așteptăm să ajungem acasă, să ne apucăm de acest proiect. Da. Și la copii, ei ce o să zic, ne completeze. Apropo, au dorință să se implice în treaba asta. Îi vedeți și pe ei cu chef, cu poftă de a cânta. Da, da, au pe urme, da, da. Au voce, n-au voce. Deși eu am văzut câteva melodii cântate împreună cu ei. Da, spuneți voi multe. Chiar am fost la o biserică împreună cu Noua și am cântat acum vreo 2 ani. 2 sau 3 ani. Și Noua era între noi, avea un microfon de jucărie și ridica mâna și cânta mai tare ca mine cu microfon. Și toată biserica, Doamne, ce putere are copilul ăla, ce incredibil, nu așa se auzea din sală, știi? Și am zis că, măi, am un locuitor, când o să ajung eu în cârjă, are cine să ducă mai departe. S-a răspuns o tot cât vrea să mai gândești. O răspuns o la întrebare. Am zis indirect, am zis 80-90. Doamne, dă-i o cârjă broasă să țină. Zicea Darius la început, parcă, dacă ați avut vreun moment în care a zis, mă, nu mai putem, ne lăsăm, nu mai cântăm, nu mai merită. Nu știu dacă ați avut vreun moment în care să zici, mă, acum aia cu nu mai merită, nu, dar să zice că nu mai putem. Nu mai merită pentru oameni, nu te gândești niciodată la Dumnezeu. Zici, bă, uite la cum îmi vorbesc sau la cum se comportă sau zici, gata, mă las, fac altceva. Păi, cum spuneau adineaur, cred că încurajările au fost mult mai multe decât descurajările din partea oamenilor și pentru noi asta a fost așa, eu știu, un imbold. Și am zis, mergem înainte, pentru acei oameni care au fost încurajați prin cântările noastre, de ce nu? Nu, că nu e o problemă, că la orice oameni al Dumnezeu la un moment dat poate să vină gândul ăsta. Uite, în Biblie, e plină Biblia de oameni mari care au zis, nu mai pot. Da, asta mi s-a întâmplat când eram mai imatur, să zic, mi s-a întâmplat când am zis, mai bine nu mai cânt. Uite, oamenii ne critică, nu-i bine aia, nu-i bine ailantă, mai bine nu mai cânt și fac altceva. Mie îmi place foarte mult să și fac construcții. Și am zis, mă apuc de construcții și merg înainte și așa mai departe. Dar cred că Dumnezeu peste noapte a fost un sfetnic bun și nu știu, mi-a vorbit de fiecare dată, nu te lăsa, mai ai de lucru. Și am mers înainte și până acum eu cred că a fost foarte bine și eu de adolescent tot timpul am zis, vreau să las ceva în urma mea. Nu vreau să trăiesc degeaba, sunt tânăr acum, dacă nu o să ajung bătrân, vreau să mă uit în urma mea și vreau să văd ceva. Cred că de-aia a fost și impulsul ăsta cu hai să fac un CD, hai să imprim. Pentru că tot timpul am avut tendința asta, vreau să las ceva în urmă. Ai lăsat 4 copii. Cele mai mari mărgăritare, cele mai mari binecuvântări, da. Tot, dacă voi aveți programări făcute, de exemplu, zic eu, o nuntă peste 6 luni de zile, dar tu nu știi ce o să pățești peste 6 luni de zile, dar imaginează că în ziua ești, sau cu o săptămână înainte, ești foarte răcit sau n-ai pățit, nu știu, n-ați pățit. Cum faci? Ați anulat vreo programă să aveți? Sau mergi, dacă ai febră 38, imaginează-ți. Ce, cum faceți? Deci am avut câteva întâmplări de astea, de genul, dar am avut una singură unde am fost praf. Deci nu mai puteam să vorbesc. Dana nu mai mă auzea ce vorbesc. Vorbeam așa super gușit. Ce spui? Mă întreba. Ce spui? Numai prin semne vorbeam. Dar slavă Domnului că am găsit pe cineva care să ne ajute. Am găsit un prieten foarte bun, care și el în ogorul ăsta a Evangheliei, cântăreț, și l-am rugat, hai te rog, ești liber? Da, hai te rog, ajută-mă, uiteam o nuntă, terminat. N-am lăsat-o descoperită. Și am mers, am mers împreună cu el și el principal, eu pe lângă el, acolo mai răgușeam, mai nu știu ce, până la urmă am dus la capăt nunta respectivă și mirii au fost mulțumiți, le-am explicat situația, dar nu, n-am lăsat-o descoperită. Am vrut să merg până la capăt, să fie totul bine. Și chiar a ieșit super bine.
Acum, cred că sunt multe, multe de zis despre viața de slujire, mai ales tu ai avut deja vreo 20 de ani, dacă stau bine să mă gândesc, când tot cânti, tot cânti, mergi, umbli. Ai scos câte albume ai făcut până acum? Păi avem solo, avem 5 albume și mai am și cu quartetul, Elim Harmony, un album și cu Elim Harmony Band, avem vreo 3 albume. Albumul de copii? Ei, da, și albumul de copii, Eutich. Deci am luat ceva albume. Da, 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 am lăsat ceva în urmă noastră. Deci acum te poți, dar ești mulțumit. Și sper să mai te poți lăsăm retrate. În continuare. Nu. Ia-ți o botă, ia-ți o cărjă. Mai am. Da, a glumit. Oto, Dana, ne-a făcut plăcere să avem aici cu noi. Ne-a și făcut plăcere, plăcere să vă avem în bisericile unde slujim și noi, să vă auzim, să ne încântați așa cum am zis deja. Am mai fi stat mult la discuție, mai ales că s-ar putea să trezească șefa din partea altă, că da, Giulia în partea altă și dacă dă semnalul trebuie să fugim cu toții, dar să știți că noi zicem așa, casa studioului nostru pe limba noastră, unde și băieții ăștia, uite pe Denis acolo stă, Mihai în partea altă, toți cu semnele în sus, vă mai așteptăm ori de câte ori veniți în Spania, vă așteptăm aici. Cu mare plăcere. Data viitoare probabil că o să ne și cântați. Acum v-am iertat. Nu, nu poate să cânte împreună. Nu, dar o cântare, o cântare tot să cântă, cânt. Cântă, să cânte împreună o cântare, da. Cântă o cântare. Exact. Gata, păi acum l-ascultăm pe Otto. Eu te iubesc, mila ta e nesfârșită, zi de zi tu mă ții în mâna ta. Din zorii dimineții și până când adorm, vreau să cânt bunătatea ta. Căci tu mereu ai fost cu mine, atât de bun. Și cât eu voi avea suflare, vreau să cânt bunătatea ta. Cu vocea ta m-ai condus prin încercare și noaptea grea lângă mine tu ai fost. Noi te avem ca tată, te știm ca prieten bun. Am trăit în bunătatea ta. Căci tu mereu ai fost cu mine, atât de bun. Și cât eu voi avea suflare, vreau să cânt bunătatea ta.
moto. Bine ați revenit după cântarea cântată, ca întotdeauna, extraordinar. Să vă dea Dumnezeu să fie cu voi, să o păzească, să ajungeți cu bine în casă, să ajungeți la copii. Sunați-ne, scrieți-ne să știm știrea asta. Vă dăm de știre. Noi ce vă dorim de aici e să aveți întotdeauna să fiți însoțiți de Harul lui Dumnezeu. La urmă urmei, în slujba asta, vă știți că Harul e îndejos. Amin, să dea Dumnezeu. Harul e îndejos. Știu că vin necazuri, știu că vin critici, știu că vin probleme, dar Harul e de jos. Da. Așa că să nu vă lipsească niciodată Harul. Avem noi un salut la biserică, la noi, care spune așa, niciodată să nu vă lipsească îndelemnul. Adică îndelemnul e călăuzirea lui Dumnezeu, e ungerea lui Dumnezeu de peste voi și îl rog pe Dumnezeu ca să mai ungeți prin cântare, prin slujirea pe care faceți, să ungeți tot de multe inimi și tot de mulți oameni să se întoarcă la Dumnezeu prin voi. Asta e gândul meu. Marian, salută și tu pe ei. Mie mi-a făcut plăcere să fiu împreună cu voi. Oto, îmi pare rău că n-am putut să, chiar în 10 zile astea, n-am putut să avem un timp așa cum se întâmpla întotdeauna când veneați în Spania. Data viitoare, asta înseamnă că o lăsăm să fie cât mai de curând și să avem... Să avem măcar o zi, două, să putem să mai povestim mai multe. Mi-a făcut mare plăcere să fiu împreună cu voi. Vă mulțumesc că ați venit la emisiune împreună cu noi. Cred că o să fie de mare folos oamenilor care o să se uite și zic ca Dumnezeu să fie cu voi în tot ceea ce faceți, mulțumesc. Să ajungeți cu bine acasă și multă sănătate, să aveți putere de slujire. Lăsați-ne câteva gânduri pentru ascultătorii noștri, pentru cei care o să vă audă. Hai să începem așa, ladies first. Da, ce să spun, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți cu pace și liniște, pentru că trăim vremuri grele și cred că este nevoie de multă pace, liniște, și sperăm ca prin cântările noastre să vă transmitem o parte de cer. Amin, Doamne ajută. Da, eu doar atâta vreau să zic, vreți să aveți o zi mai bună? Ascultați pe limba noastră. Acum, lăsăm și noi de aici, dacă vreți să aveți o zi mai bună, ascultați-l pe Oto Pascal. Da. Ultimul tău album sau ultimul vostru album se numește? Mă închin numai lui Dumnezeu. Căutați, l-aveți pe Spotify, pe YouTube, da, pe unde? Da, pe Spotify. Toate platformele. Pe toate platformele accesibile, așa că căutați, faceți vizualizări, cum zicea cineva, să-mi dați vizualizări înapoi. Da. Căutați și ascultați mesajele, pentru că mesajele sunt foarte importante. De asta am vorbit până acum, atât ei cât și noi și toți cei care slujim lui Dumnezeu, vrem ca prin ceea ce facem să atingem inimi și inimile să laude pe Dumnezeu, pentru că noi ne-am pus la dispoziția lui. Da, așadar, mulțumim încă o dată, ce să vă zicem vouă, până data viitoare, să nu lăsați problemele să vă doboare. Rămâneți în picioare.